Nu una, nu două, ci numeroase persoane se confruntă cu sfărăitul nocturn. Dacă și tu te-ai săturat de replicile dure și reproșurile din partea partenerului de viață, a sosit momentul să cauți o rezolvare a problemei. Noi îți prezentăm alimentul care îți sare în ajutor și costă mai puțin de un leu. Sigur, se află în bucătăria ta. Conform Spy News, știm cu toții cât de rău este atunci când nu poți să dormi de sfărăitul partenerului sau a unui alt membru din familie, astfel că acum a sosit momentul să aflați care este alimentul ce poate diminua această problemă. Suntem siguri că ți-am stârnit curiozitatea, așa că nu te mai ținem în suspans și îți dezvăluim că produsul care te ajută să scapi de sfărăitul nocturn este chiar ceapa. Da, costă mai puțin de un leu, se găsește în bucătăria fiecărei gospodine și este cu adevărat un aliment cu numeroase beneficii. Ei bine, dacă te întrebi cum este posibil, specialiștii spun că ceapa are proprietăți antiinflamatorii și decongestionate, care eliberează căile nazale, astfel că te scapă de sfărăit, însă respirația ta nu o să fie una tocmai plăcută. Acum, după ce ai aflat beneficiul neștiut al cepei și anume că te ajută să nu mai sfărăi, este timpul să o consumi în fiecare seară înainte de culcare. Totuși, însă, dacă nu ai de gând să ai o respirație urât-mirositoare, mai sunt și alte trei alimente la fel de bune în cazul sfărăitului. Mai concret, și mierea, turmericul și peștele sunt rezolvarea acestei probleme cu care sute de români se confruntă. Consumate înainte cu cel mult o oră înainte de a te băga la somn, aceste alimente care sunt menite să acționeze ca un antiinflamator, dar și care reduc aglomerările de la nivelul laringelui, vor face minuni peste noapte, relatează Spy News.